România o țară jefuită de, și secătuită de resursele ei naturale și de ce este necesară o nouă lege a concesionărilor. Resursele naturale pot reprezenta una dintre cheile de redresare economică. În prezent, România nu are o strategie energetică de țară, închide toate termocentralele, exploatările miniere și se pregătește de vânzarea hidrocentralelor. Toate acestea ne vor transforma într-un importator de energie și vor genera dureroase și ireparabile probleme sociale. În acest context, actualul arc guvernamental pregătește o nouă lege offshore. Prin aceasta se urmărește favorizarea corporațiilor cu interese străine de țara noastră. Oamenii constată că pensiile, salariile, alocațiile, sporurile, voucherele, transportul pentru elevi și studenți vor fi drastic reduse sau anulate, pentru că bugetul e sărăcit. Desigur că nu sunt bani dacă prin aceste legi profunde drepte și înrobitoare resurse imense și cu potențial pentru țara noastră vor fi furate. Ca atare, în loc de modificarea legii offshore în favoarea corporațiilor cu mare putere financiară, e mare nevoie de votarea unei noi legi a concesionărilor care să fixeze o taxă de exploatare a resurselor naționale conform modelelor din țări cu adevărat independente, cum ar fi Norvegia, Marea Britanie sau Danemarca. România e al patrulea mare producător de petrol din Europa, cu aproximativ 80.000 de barili pe zi, după Norvegia, peste 1,5 milioane de barili pe zi, Danemarca, aproape 1,5 milioane de barili pe zi și Marea Britanie, aproape 1 milion de barili pe zi, conform datelor anului 2016. Iată cum sunt taxate exploatările petroliere și de gaze naturale în aceste țări. Norvegia, 78%. Marea Britanie, 81% pentru exploatările facile și 62% pentru exploatările dificile. Danemarca, 64%. Mai mult, începând cu anul 2005, statul danez devine un participant obligatoriu la orice nouă licență acordată în temeiul legii subsolului, cu o participație de 20% deținută la fondul danez pentru Marea Nordului. În cazul României, taxarea exploatărilor petroliere este de doar 19,5%, în medie 3,5% redevențe și 16% impozit pe profit. În plus, acest impozit rezultat din exploatare, acest profit rezultat din exploatare este transferat peste graniță prin mecanisme și tehnici financiar-contabile posibile tot datorită unei legislații permisive. În aceste condiții, în actualul context economic, industria petrolieră din România cere eliminări de taxe și amânarea plății impozitelor. Se poate spune, argumenta că, de exemplu, în Norvegia, taxarea de 78% reprezintă o taxare a profitului, în timp ce în România, taxarea de 19,5% parțial una a exploatării. Teoretic așa este. Teoretic așa este, însă nu se spune de ce în Norvegia taxarea profitului a generat cel mai mare fond suveran din lume, în timp ce în România acciza pe benzină, doar acciza pe benzină, generează venituri de 10-15 ori mai mari decât impozitarea producției. Tragem concluzia că cantitatea de petrol și hidrocarburi exploatată, veniturile și cheltuielile din Norvegia sunt reale, în timp ce în România ele sunt parțial falsificate. În concluzie, este stringent nevoie de o nouă lege a concesionărilor care să fixeze o taxă de exploatare a resurselor naționale românești la un nivel corect. Mulțumesc, Alin Coleșa, deputat AUR de Cluj.